Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gherganov și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. 3 bebeluși infectați cu noul coronavirus sunt intubați după ce au luat virusul de la mamele lor. Detalii la știri. Pe fondalul agravării situației epidemiologice și creșterii numărului de infectări și decese provocate de COVID, starea de urgență în sănătate a fost prelungită. Prețul pentru procurarea gazelor naturale din surse alternative este ținut în secret până și pentru deputați. PAS a respins propunerea opoziției privind desfășurarea audierilor în Parlament la acest subiect. Lansată cu mare fast de primăria Chișinău, achitarea electronică în transportul din capitală nu prinde la public. Mai puțin de 2% din călători folosesc cardurile bancare în trolebuze. Noul coronavirus nu-i cruță nici pe cei nou născuți. 3 bebeluși sunt intubați la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău după ce au luat boala de la mamele lor. Informația a fost confirmată pentru TV6 de coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 Ninel Revenco. Între timp, maternitățile din capitală sunt pline cu gravide și lăuze infectate cu noul coronavirus. Cei 3 nou născuți sunt bolnavi de noul coronavirus și nu pot respira de sine stătător, așa că sunt ajutați de aparatele de ventilare mecanică a plămânilor. Potrivit coordonatorului campaniei de vaccinare anti-COVID-19 Ninel Rivenco, virusul nu i-ar fi atins pe micuți dacă mamele lor erau vaccinate. Sunt copii nou născuți care se află în reanimația prematur. Un copil este oxigen dependent și altul este la respirație dirijată. Una din cauze este și posibil și, dacă mamele nu au fost vaccinate. Ninel Rivenco mai spune că alăptarea nu este o contraindicație pentru vaccinare, ci din contra, având în vedere că laptele matern poate transmite anticorpi și pruncului. Potrivit Ministerului Sănătății, în prezent, 1256 de femei însărcinate din țara noastră sunt confirmate cu noul coronavirus, iar numărul copiilor infectați este de 21.658, dintre care 6% au mai puțin de un an. Totodată, săptămâna trecută, cifra spitalizărilor a crescut cu 35% față de cea precedentă, la fel și numărul cazurilor grave, ceea ce pune presiune pe secțiile de terapie intensivă din țară. Starea de urgență în sănătate publică a fost prelungită pentru încă o lună pe întreg teritoriul Moldovei. Noua decizie vine și cu noi măsuri. Una dintre acestea este interzicerea organizării din 8 noiembrie anunților, botezurilor, meselor de pomenire și a celor festive. Totodată, din cauza agravării situației epidemiologice, vacanța de toamnă a elevilor din Chișinău, Bălți și Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia se va prelungi până în data de 8 noiembrie, așa cum a recomandat comisia. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică anunță că starea de urgență a fost prelungită pe tot teritoriul Republicii Moldova ca urmare a agravării situației epidemiologice, dar și din cauza riscului sporit în continuare de răspândire a infecției COVID. Astfel, autoritățile au aprobat o serie de măsuri mult mai restrictive. Printre acestea se numără interzicerea organizării din 8 noiembrie anunților, botezurilor, meselor de pomenire și a celor festive, evenimente care până acum se puteau desfășura în localuri cu acoperirea acestora la jumătate din capacitatea lor. Totodată, guvernul și-a propus să atingă un nivel de vaccinare de 95%, termenul fixat fiind de 1 decembrie. În primul rând, se recomandă imunizarea angajaților din prima linie, a căror interacțiune cu cetățenii prezintă un grad înalt de infectare. Vizat este personalul din instituțiile medico-sanitare publice și private, cel din centrele de plasament pentru copii, dar și vârstnici, angajații oficiilor poștale, cei ai Ministerului de Interne și ai Serviciului Vamal. Potrivit CNSP, administrarea antidotului este necesară șoferilor, transportatorilor de pasageri auto, avia, feroviar, taxatorilor, dar și angajaților din domeniul Horeca.
Federația Sindicală Sănătatea din Moldova cere Ministerului Sănătății să autorizeze etapa a treia de vaccinare împotriva COVID-19 a salariaților din instituțiile medico-sanitare. Sindicaliștii argumentează că o bună parte dintre aceștia au depășit deja termenul de 6 luni de la administrarea rapelului. Într-un comunicat de presă, sindicatele atenționează că valul 4 al pandemiei provoacă zilnic noi infectări în rândul angajaților din medicină, iar vaccinarea cu doza 3 ar asigura menținerea bunei funcționări a întregului sistem de sănătate. Responsabilii de la minister nu au răspuns apelurilor noastre pentru a ne oferi o reacție. Până acum, peste 89% din lucrătorii medicali au încheiat schema completă de imunizare, ceea ce a determinat reducerea morbidității în rândul acestora cu 85%. Moscova, dar și alte regiuni ale Rusiei, intră în lockdown parțial pentru a stopa creșterea numărului de infectări și de decese provocate de COVID. Și unele voci din Parlamentul de la București sunt de părere că peste prut ar fi nevoie de un lockdown înțelept, după ce 3 tineri cu vârste sub 30 de ani au fost răpuși de COVID în ultimele 24 de ore. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății anunță că este în proces de monitorizare a subvariantei Delta coronavirus. Virusului prezent în 43 de țări. Moscova intră în lockdown parțial, ceea ce înseamnă că doar magazinele esențiale, precum farmaciile și supermarketurile, vor activa. Școlile și grădinițele se închid, iar din 30 octombrie angajații trec la telemuncă pentru o săptămână. Spre deosebire de carantina generală din vara trecută, locuitorii Moscovei vor putea să iasă din casă. Noile măsuri au scopul de a stopa creșterea numărului de îmbolnăviri și de decese, care ar fi rezultatul unei rate de vaccinare foarte redusă în Rusia. Exemplul capitalei ruse este urmat și de alte regiuni ale federației. Iar în România, 3 tineri cu vârste cuprinse între 24 și 28 de ani confirmați pozitiv la COVID-19 au murit în ultimele 24 de ore. Toți aveau comorbidități și nu erau vaccinați. Autoritățile de la București vorbesc despre faptul că ar fi nevoie de un lockdown înțelept pentru a pune capăt celui de-al patrulea val al pandemiei. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat miercuri că va monitoriza contagiozitatea subvariantei Delta a coronavirusului, din ce în ce mai prezentă în cazurile de infectare. 93% dintre acestea proveneau din Marea Britanie, unde există o creștere treptată a proporției de cazuri noi. Acum o săptămână, un copil de 11 ani din Moldova a fost depistat pozitiv cu o nouă mutație a variantei Delta pe un aeroport din Tel Aviv. Responsabilii din Sănătate de la Chișinău spun că nu știu nici până astăzi dacă în țară există infectați cu noua subtulpină a Deltei, așa cum laboratorul care poate depista acest lucru prin analizarea probelor nu este pregătit să funcționeze. Legitimații de serviciu, tratament gratuit, indemnizații în caz de îmbolnăvire sau deces și înlesniri la procurarea locuinței. Sunt doar câteva dintre facilitățile pentru medici prevăzute într-un proiect de lege înregistrat în Parlament de deputații partidului Șor. Potrivit autorilor, specialiștilor din domeniul sănătății trebuie să li se atribuie statut special, ca și în cazul militarilor și altor categorii de angajați care activează în condiții de risc. Într-un briefing de presă, deputatul partidului Șor, Regina Apostolova, a atras atenția că în ultimii ani tot mai mulți medici decid să plece din sistem. Iar dacă această tendință se va menține, riscăm să rămânem cu spitale în care nu va mai avea cine să lucreze. Potrivit parlamentarului, medicii din țara noastră nu doar că nu sunt ajutați, dar dimpotrivă sunt neglijați și discriminați. Un exemplu mai mult decât grăitor în acest sens este decizia absolut neinspirată a autorităților de a-i lipsi pe medicii nevaccinați de dreptul de a beneficia de indemnizația unică de 16.000 de lei în cazul infectării la locul de muncă și de acel ajutor de 100.000 de lei acordat familiei în caz de deces. Proiectul de lege elaborat de Partidul Șor conține un șir întreg de facilități care va încuraja medicii să rămână în sistem. Una dintre care este ca medicii să beneficieze de legitimații de serviciu, ca și în cazul militarilor. În prezent, ei nu au un document oficial care să le confirme statutul și specializarea și în baza căruia să poată beneficia de anumite condiții preferențiale. Noi trebuie
Noi cerem ca medicii să primească reduceri la anumite medicamente. În caz de necesitate și lipsa unui tratament eficient în țara noastră, medicii să primească ajutor din partea instituțiilor medicale din străinătate, iar cheltuielile să fie acoperite de stat. Toți lucrătorii medicali să beneficieze de transport gratuit. Această reducere va egaliza în drepturi medicii cu polițiștii, soldații, ofițerii SIS și le va permite să economisească bani pentru transport. Mai mult decât atât, fracțiunea Partidului Ușor propune ca acele cadre medicale care se vor alege cu dizabilități fizice să li se acorde o indemnizație compensație lunară, iar în cazul în care doctorii își pierd viața din motive profesionale, familiile lor să beneficieze de o indemnizație unică în valoare de 60 de salarii lunare, calculate conform ultimei funcții deținute. Președintele Maia Sandu a ieșit astăzi pentru prima dată în public din momentul în care autoritățile au recunoscut oficial că țara noastră se confruntă cu o criză energetică. Astfel, la 2 săptămâni de la instituirea de către guvern a stării de alertă în sectorul de gaze naturale, șeful statului a convocat în ședință Consiliul Suprem de Securitate, unde au fost discutate aceste subiecte. La final, Maia Sandu a susținut un briefing la care a anunțat că membrii Comisiei pentru Situații Excepționale trebuie să ia măsuri care să asigure toate instituțiile medicale cu surse de energie utilizate rațional, iar ceturile să fie asigurate cu cantități suficiente de păcură. La același briefing, Maia Sandu a spus că ar putea avea o potențială întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin. Am avut mai multe discuții cu reprezentanții ai Federației Ruse, în special cu domnul Kozak, și înțelegerea noastră a fost că înainte să discutăm despre o întâlnire la nivelul președinților, este nevoie să înregistrăm progrese în rezolvarea subiectelor pe care le avem pe agenda. Și acest lucru este împărtășit de ambele părți. E nevoie să facem pași concreți ca să înregistrăm aceste progrese. În continuare, vom depune toate eforturile ca să putem să avansăm pe rezolvarea problemelor de pe agenda bilaterală. Anterior, deputații din opoziție, dar și mai mulți experți au declarat că anume Maia Sandu și premierul Natalia Gavrilița trebuie să se implice în negocierile cu Gazprom pentru semnarea unui nou contract de furnizare a gazelor naturale. Între timp, negocierile moldoruse pe subiectul livrării gazelor continuă. Vicepremierul Andrei Spânu, alături de șeful Moldovagaz, s-a întâlnit ieri la Sankt Petersburg cu directorul Gazprom, Alexei Miller. Anunțul se conține într-un comunicat sec emis de companie, în care nu se spune nimic despre rezultatele discuțiilor. Tăcere totală este până acum și la guvern. În comunicatul de presă emis miercuri seara în urma întrevederii la Sankt Petersburg dintre Alexei Miller, președintele Comitetului de Gestionare al companiei Gazprom, cu ministrul infrastructurii Andrei Spânu și președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, Vadim Ceban, se menționează doar că în 2020 gigantul rus a livrat Moldovei 3,05 miliarde metri cub de gaze naturale, cu 5,5% mai multe decât în 2019, când țara noastră a primit un volum de 2,89 de miliarde de metri cub de gaze. Tot acolo se spune că Moldova Gaz este o societate pe acțiuni moldorusă creată de Gazprom, Guvernul Republicii Moldova și așa zisul Minister al Industriei din regiunea transnistrană. Deocamdată informații de la negocierile de miercuri nu au prezentat nici Andrei Spânu și nici Vadim Ceban. Viceministrul rus de extern a declarat însă că partea rusă nu are de gând să ducă discuțiile pe subiectul livrării gazelor către Moldova într-o direcție care să-i facă rău țării noastre. Negocierile au loc. Acestea fie se vor încheia cu un acord care va fi implementat, fie nu se vor finaliza cu nimic. Și atunci pot avea loc diferite scenarii. Cert este că nimeni nu are de gând să-i facă rău Moldovei, a declarat Alexander Pankin pentru RIA Novosti la un for economic de la Verona. Până acum, negocierile moldoruse în subiectul gazelor nu au avut
niciun succes, părțile nereușind să ajungă la vreo înțelegere. Gigantul rus a oferit să furnizeze gaze la un preț de piață cu o reducere de 25%, dar cu anumite condiții, a spus anterior vicepremierul Spânu, fără să menționeze care sunt acestea. În plus, Moscova cere Chișinăului restituirea în termen de 3 ani a datoriei istorice de 700 de milioane de dolari pentru gazul furnizat până acum, iar Spânu spune despre necesitatea unui audit la Moldova Gaz sub acest aspect. Purtătorul de cuvânt al gigantului rus a avertizat Chișinăul că dacă nu va fi semnat un nou contract, Rusia va închide robinetul spre Moldova din 1 decembrie. În căutare de surse alternative, compania de stat Energocom a lansat 4 licitații de procurare a gazelor. În urma acestora au fost încheiate 3 contracte pentru achiziții de probă cu scopul de a testa capacitatea de import a gazului din surse alternative și pentru a balansa presiunea joasă în sistemul aprovizionării cu gaze naturale. Pentru niciuna dintre tranzacții nu a fost anunțat prețul achitat. Negocierile Guvernului Republicii Moldova cu Gazpromul pentru un nou contract de livrare a gazelor continuă și chiar se înregistrează un anumit progres. Despre aceasta a anunțat premierul Natalia Gavriliță la Bruxelles, acolo unde participă la reuniunea Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Totodată i-a adăugat la o conferință de presă că nu se opresc nici demersurile pentru identificarea unor surse alternative de aprovizionare a țării cu combustibili. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spânu se află chiar în aceste zile la Sankt Petersburg. Negocierile au loc, se înregistrează un anumit progres în aceste negocieri. În același timp ne dorim să găsim și alte alternative. Gavrilița a făcut declarațiile alături de înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședintele Joseph Borrell. În luarea sa de cuvânt, oficialul european a dat asigurări că Moldova nu va rămâne singură în criza gazelor, iar ajutorul nerambursabil de 60 de milioane de euro este doar un prim pas în sprijinul oferit. Asta cu toate că, spune Borrell, Uniunea Europeană nu va putea acoperi financiar toată diferența dintre nevoia curentă a țării și prețul solicitat de Gazprom. În schimb, comunitatea europeană va putea ajuta Chișinăul cu expertiză și sprijin tehnic, a adăugat demnitarul. La aceeași conferință, Gavrilița a menționat că cele 60 de milioane de euro acordate de Comisia Europeană Moldovei pentru a face față crizei energetice vor ajunge în țară până la sfârșitul anului. Proiectul de lege elaborat de fracțiunea partidului Șor, prin care se solicită compensarea integrală a diferenței de tarif pentru gazele naturale și energia termică utilizate de toți consumatorii casnici, a fost respins din nou de majoritatea parlamentară PAS. Inițiativa nu a fost inclusă nici astăzi pe ordinea de zi a ședinței legislativului. De asemenea, PAS nu a susținut propunerea opoziției de a invita premierul Natalia Gavrilița în plen pentru a raporta cu ce preț țara noastră cumpără gaze naturale din surse alternative. Propunerea blocului comuniștilor și socialiștilor de a audia șeful cabinetului de miniștri pe subiectul gazelor naturale a fost făcută în debutul ședinței în plen, care însă nu a fost susținută de deputații PAS. Audierea doamnei Natalia Gavrilița, prim-ministra Republicii Moldova, privind prețul la gazele naturale achiziționate din diferite surse alternative, ceea ce de fapt a promis doamna prim-ministra la ședința Parlamentului precedentă. Majoritatea parlamentară a rămas indiferentă și la solicitarea fracțiunii partidului Șor de a include pentru dezbateri inițiativa care prevede oferirea unui ajutor material pentru toți consumatorii casnici în contextul actualei crize energetice. Ținând cont de extinderea crizei energetice la nivel mondial și creșterea în continuare a prețurilor la gazele naturale, lucru care pune în pericol atât securitatea energetică a țării, cât și bunăstarea cetățenilor, fracțiunea partidului politic Șor propune includerea pe ordinea de zi a proiectului cu privire la oferirea compensațiilor pentru tarifele la gaze și energie termică pentru consumatorii casnici.
Ulterior au fost respinse și alte propuneri legate de audierea ministrului educației și cercetării în condițiile în care membrii Comisiei pentru Situații Excepționale au solicitat prelungirea vacanței elevilor din localitățile aflate sub cod roșu de COVID cu o săptămână. Drept replică, deputații din opoziție i-au amintit președintelui Parlamentului Igor Grosu că, potrivit regulamentului legislativului, au dreptul la o ședință în care să fie dezbătute proiectele înregistrate de ei. Amintim că este a doua oară când deputații Partidului Șor solicită includerea pe ordinea de zi a proiectului privind compensarea integrală a diferenței de tarif pentru gaze și energie termică. Majoritatea parlamentară refuză însă și invocă diverse motive, inclusiv faptul că documentul nu a fost inclus în procedurile legislative. Asta deși Partidul Șor a cerut de mai multe ori ca inițiativa să parcurgă cât mai curând toate procedurile legale. Potrivit autorilor, de compensații trebuie să beneficieze toți consumatorii casnici, indiferent de statutul lor social și nu doar o parte dintre ei, așa cum a anunțat premierul Natalia Gavrilița. Anterior, Partidul Șor a solicitat audierea șefului Cabinetului de Miniștri pe subiectul alimentării cu gaze naturale, dar PAS a respins și această propunere. Demisia lui Igor Dodon din funcția de deputat a fost aprobată astăzi de Parlament cu votul la 70 de aleși după ce socialistul a anunțat acum 10 zile că renunță la acest fotoliu. Astfel, cel care ar urma să ia locul este colegul său de partid, Adrian Lebedinski, care este următorul în lista electorală a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Fostul președinte al țării a decis să plece din legislativ, deoarece consideră că rolul său de lider de opoziție va fi mult mai activ în afară Parlamentului. Igor Dodon a menționat că a acceptat să conducă Uniunea Moldorusă a Oamenilor de Afaceri, care este înregistrată la Chișinău din luna iunie. Tema crizei gazelor naturale a inflamat atmosfera la ședința Consiliului Municipal Chișinău, discuția pornită oarecum calm de la conectarea blocurilor la agentul termic a ajuns la acuzații reciproce. Primarul Chișinăului a fost acuzat de populism de unii consilieri după ce a declarat că în timp ce oamenii îngheață în apartamente, mai multe instituții ale statului sunt conectate la agent termic. Edilul capitalei a fost luat la rost ulterior pe Facebook și de fostul primar interimar Ruslan Codreanu. Discuțiile aprinse la tema aprovizionării țării cu gaz natural au izbucnit între un consilier PAS și primarul Ion Ceban, după ce ultimul a acuzat guvernarea PAS că ascunde aspecte importante legate de achiziția combustibilului din surse alternative și că nu își asumă lucruri importante, cum ar fi deconectarea instituțiilor statului de la agentul termic. În replică, Roman Cojuhari l-a acuzat pe Ceban de populism. Răspund spre minciunile și populismul pe care îl faceți dumneavoastră acum. Mare majoritate instituțiilor publice și la care ați făcut referință dumneavoastră acum nu sunt conectate astăzi la agentul termic. Și haideți să nu venim cu niște acuzații și aberații și cu niște demersuri care nici nu sunt argumentate și nu sunt adevărate. Nici guvernul, nici președinția, nici majoritatea instituțiilor publice astăzi ale statului nu sunt conectate la agentul termic. Nu s-a lăsat mult așteptată replica lui Ceban. Edilul l-a contrazis pe consilierul PAS, susținând că are informații veridice, precum că în timp ce oamenii îngheață, mai multe clădiri din subordinea guvernului au caloriferele calde. Eu cred că dumneavoastră personal și autoritățile centrale trebuiau să vină cu mesaj public. Nu să spună că primarul sau nu primarul. Cu mesaj public, că vă deziceți până nu rezolvați problema și ați fi arătat corect în raport cu oamenii. Scandalul celor doi a fost întrerupt de un consilier socialist care l-a luat la rost pe consilierul PAS, Roman Cojuhari. Mi se pare că trebuie de oprit această manipulare din CMC. Atunci când contractul și prețul la gaz este un secret, eu cred că dumneavoastră trebuie să vă închideți gura și să vă fie rușine în fața poporului din Moldova. După ceartă, fostul primar interimar Ruslan Codreanu l-a acuzat pe rețelele de socializare pe Ion Ceban de atitudine irresponsabilă pentru procesul de conectare a capitalei la agentul termic. Contactat pentru o reacție, consilierul pe comunicare a edilului Natalia Ixari a declarat că nu comentează declarațiile politice ale lui Codreanu.
Candidatura lui Fadei Nagaceschi la funcția de viceprimar al capitalei nu a fost susținută de consilierii municipali. Propunerea edilului capitalei a obținut voturile a doar 23 de aleși PSRM, PCRM și ai Partidului Democrat. Ceilalți, inclusiv consilierii Partidului Șor, au declarat că Nagaceschi nu este nici pe departe candidatura potrivită pentru o astfel de funcție importantă. Ei mai spun că acesta a arătat incompetență în fruntea Ministerului Justiției și nu a realizat reformele promise. Consilierii Partidului Șor consideră că primăria are nevoie de un viceprimar care cunoaște bine problemele Chișinăului și are soluții concrete pentru acestea. Iar Fadei Nagaceschi nu este nici pe departe cel care le poate oferi. Prin urmare, nici nu este candidatura potrivită pentru această funcție importantă. Mai mult decât atât, aleșii locali ai acestei formațiuni au refuzat să voteze pentru Nagaceschi, inclusiv din cauza declarațiilor acestuia, prin care a spus că a încălcat Constituția. Am întrebări legate de profesionalismul candidatului. Dacă el încalcă Constituția, legislația, își permite astfel să facă declarații deșanțate. Despre ce fel de profesionalism putem vorbi? Noi nu vom vota candidatura domnului Nagaceschi, pe motiv că este candidatura propusă de către domnul primar și să-și asume domnul primar responsabilitatea activității domnului viceprimar dacă va fi votat. Ne spuneți că să facem aici administrație și politică și în același timp aduceți și o persoană foarte tare afiliat politic și care s-a expus politic în ultima perioadă. De cealaltă parte, primarul Ion Ceban a declarat că am înaintat candidatura sa pentru aprecierile și competențele profesionale, în primul rând, și manageriale în domeniul juridic. Fadei Nagaceschi a scris pe rețelele de socializare că a fost plăcut surprins de modul în care consilierii municipali au abordat subiectul numirii sale în fotoliu de viceprimar al capitalei și le-a mulțumit pentru voturi. El va fi propus totuși repetat de primarul capitalei la funcția de viceprimar. Despre aceasta, edilul a scris pe pagina sa de Facebook în contextul în care pentru numirea lui Nagaceschi la ședința de joi a Consiliului Municipal Chișinău nu au ajuns câteva voturi. Taxarea electronică lansată grandios de primăria Chișinău pare să eșueze în capitală și asta pentru că, potrivit datelor Regiei Transport Electric, de la implementarea ideii, nici 2% din călători nu își folosesc cardurile bancare. Cum se explică acest lucru și care sunt planurile de mai departe ale municipalității, vedeți în materialul realizat de echipa TV6. Datele Regiei Transport Electric arată că la jumătate de an de la lansarea proiectului pilot privind taxarea electronică în capitală, puțin peste 200.000 de pasageri și-au achitat călătoria folosind cardul bancar. Cifra constituie numai 1,88% din totalul celor care circulă cu trolebuzele. Fiind întrebați de ce nu utilizează această metodă de plată, cei mai mulți spun că nu au încredere într-un astfel de sistem. Nu prea am încredere să achit cardul. De ce? Am urcat și noi într-un troleibus ca să vedem cât de des călătorii achită cu cardul. Din centrul și până la ultima stație a cursei 22 nu am văzut absolut niciunul. Asta deși procesul durează doar câteva secunde. În aceste condiții, taxatorii nu mai văd utilitatea terminalelor de plată pe care trebuie să le care după ei. Pentru câteva carduri trebuie să ne chinuim terminalul. Spui un terminal în troleibus care au dictat cu cardul, să achite cu cardul, care nu să achite cu bani. Să nu purtăm, noi parcă am fi oi cu... E greu, sigur, în ceas fic. Îi poți treci prin tren și ei folosesc din momente, vin. Alții nu ar renunța însă la aceste dispozitive pentru că le simplifică lucrul, numai că ce folos din asta, se întreabă ei. El îi plăcut de lucrat cu dânsul, dar nu prea vor să achete la card. Nu le accepă mai mici de el, unde obște e super.
Cu toate acestea, Regia Transport Electric înaintează cu implementarea proiectului, ceea ce înseamnă că terminalele de plată vor fi montate pe un dispozitiv pentru ca oamenii să facă singuri achitarea. Totodată, întreprinderea de asigurări că în urma acestui lucru niciun taxator nu își va pierde locul de muncă. Nimeni din ei nu va rămâne fără un post de lucru, pentru că urmează fie să fie revizori sau să se inițieze în alte servicii din cadrul Regiei Transport Electric. Potrivit autorităților municipale, proiectul pilot se va afla în fază de testare până în luna martie anului viitor, când se va împlini un an de la lansare. Vechiul obicei, șezătoarea a prins viață în orașul Orhei. Evenimentul în jurul Teascului a adunat la un loc oameni de rând, artiști și funcționari publici. Ansamblurile artistice din oraș au adus cu ele adevărate opere de artă, fiind vorba de cântece și dansuri populare vechi de sute de ani. Nelipsite au fost bucatele tradiționale, de la care nimeni nu s-a putut abține să le guste, precum și vinul, care a fost făcut pe loc. Cântecele și dansurile populare, bucatele tradiționale și atmosfera de sărbătoare au suflat viață și multă culoare în Muzeul Satului Moldovenesc din Orhei. Șezătoarea, organizată cu respectarea tradițiilor, care a cuprins și datul vinului la Teasc, și-a îndeplinit menirea aceea de a readuce în oraș obiceiurile vechi ale strămoșilor. Tonul evenimentului l-au dat vârstnicii, cei care știu bine valorile spirituale în jurul cărora s-au unit generații întregi și datorită cărora au făcut față multor greutăți. Eu știu de strămoșii noștri. Mășnieții scoteau o călcăie de pâine de casă, noși. Și avem și frânze de oi și de tăi și ele actuale, sănătate numai și. Și cum enumerarea acestor bucate le-a lăsat tuturor gura apă, fără un pahar de vin bun, pentru moldoveni masa nu-i masă. Bărbații s-au apucat să dea struguri la Teasc, procedeul devenind o adevărată lecție pentru tinerii prezenți la eveniment. Pe treabă s-au pus și femeile, cu șorțurile în brâu, ele s-au apucat să învârtă plăcinte umplute cu toate bunătățile, cum ar fi brânză de vaci și de oi, dovleac sau vișină. Prezenți la șezătoare, reprezentanții conducerii municipiului și raionului Orhei s-au arătat copleșiți de tabloul creat cu multă iscusință la Muzeul Satului Moldovenesc. Nu se aminte cum de mic copil încroțam porumbul cu ciocălăul de alt ciocălău, deci ceva care te prinde la suflet, fiindcă te reîntoarce în istorie. Noi cu adevărat trebuie să ne cunoaștem istoria, trebuie să promovăm valorile noastre. Șezătoarele fac parte din DNA-ul Republicii Moldova, DNA-ul nostru de moldovean, de aia nu poate să dispară. De aia copiii noștri au nevoie de așa tipuri de evenimente. Noi avem nevoie de așa balzam pe sufletul nostru, pentru că orice tradiție care este transmisă din generație în generație, ea cu siguranță nu va pieri niciodată. Directorul Centrului Raional de Cultură, Andrei Surucianu, spune că imediat ce situația epidemiologică va permite, spectacolul va fi reluat, pentru că este un element important în promovarea tradițiilor și obiceiurilor specifice zonei din inima Codrilor. După prima reprezentare, noi suntem mulțumiți, așteptăm publicul, o să-l jucăm de 2-3 ori pe săptămână ca să îl vadă cât mai multă lume. Avem restricțiile astea. Toată lumea care intră la spectacol e vaccinată sau cu test. Municipiul Orhei a devenit un important centru turistic, în special începând cu 2015, după ce Ilan Șor și echipa sa l-au transformat în cel mai modern din Moldova. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, rămâneți cu noi. Eu sunt Dorina Gerganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare alături de cei dragi vouă. La revedere!